Un nou proiect de lege legat de înregistrarea persoanelor care cumpără cartele prepay va fi supus dezbaterii publice după ce premierul României Dacian Cioloș a declarat că au fost folosite cartele din România în pregătirea de atentate. Țara noastră este una dintre puținele țări din Uniunea Europeană care vinde cartele prepay fără un control de identitate. În viitor, persoanele care vor cumpăra o cartelă SIM o să fie nevoite să prezinte buletinul, iar vânzătorii vor trebui să se autorizeze. Ministrul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională, Marius Bostan, a precizat că va depune toate eforturile ca legea să intre cât mai repede în dezbatere publică, deși nu va rezolva toate problemele de securitate ale României, iar în ceea ce privește constituționalitatea, ea nu face altceva decât să repare ce s-a făcut prost înainte. Legea o să aibă o perioadă de reglementare, un timp de implementare de 6 luni, să spunem. Apoi o să aibă un timp de declarare. Dacă ai cartelă, o să ai un timp să-ți declari identitatea. Ar fi normal să se dea o perioadă rezonabilă de înregistrare, pentru că altfel, în ultima zi de intrare în vigoare a legii, o să fie cumpărate 10 de milioane de cartele și nu are niciun efect. În momentul în care deținătorul cartelei, într-un timp rezonabil, să zicem de 3 luni, nu se va înregistra, el va primi un SMS. Trebuie să vii să te înregistrezi, a declarat pentru Ager Press Marius Bostan. Serviciul Român de Informații a declarat printr-un comunicat de presă că în România membrii ai organizațiilor teroriste au folosit cartele prepaid pentru a comunica în exterior. În România, indivizii afiliați organizațiilor teroriste au folosit cartele prepaid pentru comunicare în exterior. Investigația privește inclusiv posibilitatea utilizării unor astfel de cartele în atentatele din Europa. De altfel, informații recente indică lansarea de amenințări la adresa unor infrastructuri de transport dintr-o țară europeană de pe astfel de cartele, se arată în comunicat. SRI investigează în cooperare cu instituțiile din Sistemul Național de Prevenire și Combatere a Terorismului și partenerii internaționali folosirea cartelelor nenominale românești în zone în care activează organizații teroriste.